a șaptea mea carte, Nunta de fluturi se numește, și după un alt volum de poezie lansat la Târgu Mureș și aici la Târgu Jiu cu ajutorul domnului Ion Popescu, care a fost unul dintre distinși prezentatori ai cărții. Vă felicit pe toți antivorbitorii mei pentru premiile luate. Sunteți minunați și sunt nespus de fericită să particip astăzi aici alături de dumneavoastră. Felicitări organizatorului distinsei noastre carte, domnul Ion Popescu Brădicen, pentru tot ce reușește să facă. Nu pot să nu. Cu forța inimii și a inteligenței, este un mare poet gorjan, un erudit, un om de care ne putem bucura cu toții, de-a cărui aripă ocrotitoare ne putem bucura cu toții. Aș vrea să vă spun că sunt tare fericită, pentru că stau și mă gândesc exact cum marele gânditor, neuitatul Octavian Paler, avea dreptate, că noi, autorii, cu toții, încercăm să mișorăm distanța dintre ceea ce suntem și ceea ce văd în noi, oamenii care ne iubesc. Și cărțile se scriu în singurătate, însă împotriva ei. Eu cred că arta, precum un instrument muzical, ne ajută să ne acordăm cu noi înșine, ne face vulnerabili și adevărați. Cred că arta ne dă aripi de zbor și nu numai atât, trece orice barieră între oameni și chiar între popoare. Și de aceea poate scriu foarte multă poezie, în special de iubire, pentru că consider că ce-ar fi lumea asta fără iubire? Până la urmă, iubirea, cum spunea Dante Alighieri, în jurul ei se învârtesc luna și soarele și lumea întreagă. Și ar trebui să fim puțin mai generoși unii cu alții, să ne iubim, să ne înțelegem, de la celulele astea mai micuțe până la cele universale. Ce frumos ar fi, n-ar mai fi războaie, n-ar mai fi neînțelegeri și ar trebui să fim mai capabili să ne bucurăm unii de succesele celorlalți și cred că suntem. Uitați, acest om a reușit să adune acest nucleu minunat aici în Gorj și vă felicit din tot sufletul pentru ce ați reușit să faceți pentru cultura gorjeană și națională românească. Acum, dacă îmi permiteți, vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru Carmen a citit pentru poeziile sale, știu, am scris meseu despre poezia ei, o să apară în curând într-o revistă, o să-i cer un e-mail. Așa, și ținem legătura, pentru că am înțeles, se intenționează internaționalizarea festivalului Slavă, ce va fi atelul internațional de poezie Slavă, zicem, cu o tabără de teatru și pictură, sub egida primăriei din Veșteșani, și responsabil cu această tabără este chiar Carmen. Dar i-am explicat că trebuie să fie prezent acum, ca de la anul să instituționaleze această idee. E o idee frumoasă și acum, prima ediție internațională, va fi ediția întâi Festivalul Tabără Poezia Recent, terminând acum cele 26 v-am spus, tocmai am vorbit cu primarul, acolo ședere de Consiliu undeva la Zonul Cultural, nu contează, aici sunt cu aprobarea domniei sale, deci nu suntem aici de capul nostru. Și am spus treaba asta pentru că de la anul ea se ocupă de tabla de pictură și de creație literară, ea și de pictură și eu de creație literară. Unde importanții poeți și profesori vor ține câteva cursuri de creație. Creativitate, pentru care Vladă Popescu, mi-a spus aici, Spiridon și alt membri al scriitorului România, Vasile și ceilalți. Asta începând de la așa, sunt niște intenții serioase și sperăm ca oamenii politici să înțeleagă această latură a creativității printre tinerii creatori. Oricum, domnul Horea Vârba a inițiat așa ceva, unea scriitorilor, asemenea ateliere de creație, și mi s-a sugerat la albăiora că și eu sunt material de creație. Ioane, eu cred că ediția asta este deja internațională, pentru că avem o poetă din Canada. Eu din cont voi fi proful interând poezie, în sfârșit la anul, voi fi și eu prof. Da. Ioane, ții legătura cu mine, eu sunt PR-ul poetei de astăzi. Te rog, recită. Da.
Din aia cu fluturile, că mai mult la prima. Am să citesc cu fluturile. Da, să încep un poem de început. Tu. Tu ești liniștea mea. Așa cum îmi porți în brațe sufletul fără trup, mă dezbraci de singurătate precum un legământ de iubire făcut în tăcere pe viață. Îmi întorci visele din exil, recunoscându-mă în respirarea fiecărui poem, precum o muzică neuitată. Tu nu îmi poți atinge cuvintele. Trebuie doar să înveți cum să-mi citești sufletul. Imaginează-ți întâlnirea ta proprie, bărbatul ideal cu femeia ideală, trăind amorul bumerang în a vieții spirală, surprinși pe o canava iluzorie. De fiecare dată când dorința ta converge în jurul visului meu, eu reîncep poemul despre această noapte, pe care tu o mângâi doar cu vârful degetelor. Uitând de mine însă în brațele tale, în timp ce luna înoată cu noi în ape virtuale. Visul, precum o carte pe apă. Poemul pe care tu nu-l citești niciodată, desenat doar în talpă, doar în palmă, Dumnezeul, pe linia inimii, ne scrie rând pe rând sângele cu veșnic aprinselei semne, în care ne recunoaștem pe nerăsuflate sub cerul aprins metafizic în nopțile albe. Doar cine nu a iubit nu simte în cuvinte, adâncite cu grijă vâltorile din noi. Oceane de dorințe învolburate cu ochii arzători. Aceste sinapse de suflete, neîmbrânzite, dincolo de sticla intențiilor transparente, această senzație epidermică, adâncită între cuvinte, în care nu vom fi, de care nu vom fi jefuiți niciodată. Gura ta, sărutând cu deamănuntul, în ritmul inimii, fiecare curbă a trupului meu, în respirația acestui poem. Muzica stelelor pe clapele lunii și visul, precum o carte pe apă. Și am să încerc să găsesc poemele cu nunta de fluturi. Și după aceea voi termina cu ceva mai general. Nunta de fluturi. Știi, iubite, dacă atingi un fluture în spor, se spune că îi așezi pe aripi ceva din pulberea nevăzută a sufletului tău pereche. Un miracol prin care poți vedea aura promisiunilor netrăite la timp, iluzie rostogolită precum o apă limpede peste pietrele așteptărilor, la întâlnirea cu sinele, în mirajul unui răsărit retrăit. Lumina aurită, prelinsă în ramuri de vis înflorit, tril de doruri îndrăgostit în foșnetul verdelui crud, simfonie fericită a sufletelor regăsite, bucurie vrăjită, rază de lumină însuflețită reiterând, tinerețea noastră rostogolită prin roa dimineților, dans ambigu în aerul transparent, precum o nuntă de fluturi, înfremătarea câmpului cu maci. Și aș vrea să termin cu două poeme mai... Nu aș fi vrut să fie poemul dedicat, dar nu-l găsesc. Ok, am să termin cu transcendență. Deci, transcendență. Dragoste fără griji, versuri albe pentru poestriști, publicații în manuale școlare, nu am uitat numele voastre. Eminescu, Arghezi, Zorescu, Nichita Stănescu. Orice atelier de creație este pustiu. Recit prea rar rime romantice provocatoare. Nu mai știu unde trește visul meu românesc de supernă. Îmi amintesc doar că vroiam să impresionez. Dali, Elitis, Claude Debussy agățau oglinzi suprarealiste înalte deasupra patului meu la Paris. Tulburate de ombre, lumina le împarte. Poem însuflețit în valuri de culoare, pasăre cu inima de foc, reiterez din propria cenușă aripi de neuitare. Dragostea ucide, dar inima nu moare. Pe malul fluviului Saint-Laurent
divaghez în versal cu Pierre Morancy, dansez fericită, pe frunze de arțar cu picioarele goale, coloană nesfârșită, în nopți incendiare, reinventez iubirea sub poartă de sărut, la masa tăcerii albastre mă așteaptă la cenaclu umbre stelare, cu dragoste fără griji. Eminescu, Arghezi, Sorescu, Nichita Stănescu și Pierre Morancy. Și ultimul poem. Apropo, prima carte a făcut-o la București, a fost atunci Marius Topanese, a fost Marius Topanese, da. Ce a făcut atunci, a fost, cred că știu, acolo, s-a lăsat la București, mă rog, eu nu eram aici, eram profesor la Buzău, dar știu că a avut ecou și iată că Carmen a insistat și bine a făcut. Ai cum. Da, prima carte chiar amintea de cea de-a doua vocație a ei. Vernisajul, se numea Vernisajul iubirii. Deci, da. Și, pe vremea aceea nici măcar nu știam că și pictează. Și avea ca motto tot ceva din Nichita Stănescu, nu? Eu sunt trupul tău care vorbește cu vorbele tale când dor îmi este mie de amorul tău. Vreau să vă spun că e vicepreședinta. Acolo e și la artiști plastice, ce are o activitate și ca artistă plastică și ca poetă de excepție. Da, a impus școala Morzeană Literatură în Canada și foarte bine a scris un eseu pentru Țuculescu este un juie. Ar fi scurtul de revista aceasta, o să apară una viitoare, vedem cum facem ca să spun. Mi-a plăcut cartea cea din tâi pe care mi-ai dat-o. Asta mi-a dat-o mai târziu, o să fiu despre ea cu proximă ocazie. Încă un poem și apoi dăm cuvântul prietenului meu. Dar nu, voi citi ultimul poem, dar nu înainte de a citi motto-ul acestei cărți. Care aparține tot poetului meu preferat, poetului nostru preferat, că am impresia că suntem mai mulți aici, care iubim pe Nichita Ion. Peste ani mă vor bea zeii și vor simți în mine gustul tău. Acesta era motto-ul lui Nichita Stănescu pentru nunta de fluturi. Apropo de fluturi, de flori, de rouă, de tot. Așa. Voi încheia cu un poem care a fost scris la câțiva ani după sosirea noastră în Canada, la Montreal, și n-a fost ușor începutul. Deci de aceea am făcut o pauză între lansarea volumului meu de poezie din 1999 la Sala Dales, a apărut la editura domnului Aureliu Goci, criticului Aureliu Goci. Lansarea la care Spirache a fost printre cei prezenți și domnul Viorel Gărbaciu mi-a adus lăsat, pe Cristache. Nu te-ai lăsat că ai vrut să-i demonstrezi lui Goci că mai poți. Da, dar știi bine la lansare cine a participat. De exemplu, invitați de tine a fost doamna Ileana Vulpescu, marea romancieră. A cărei carte, și am apărut la o istorie de la România Animatic, de ultima copertă a revistei Luceafărul. Așa, a mai fost domnul Marius Tupan, după aceea cine a mai fost prezenți. La prezidiu au fost poeții, ilustri poeți, Dumnezeu să-i odihnească, Petre Gălmez. Pe în afară de noi nu mai trăiește nimeni. Și, Petre Gălmez, laureatea său la Văliceni, în anul 1998. Și Radu Cârmeci, poetul sonetelor iubirii. Au fost prezenți la lansare, m-au prezentat poezia. E o listă impresionantă a laureaților. Iar poezia mea a fost înțeleasă de doi autori. Iată-vă un pic, e o listă impresionantă. Ion Horea, Radu Cârmeci, Aichiu Dumbălăveanu, Petre Gălmeci, George Țărnea, Mircea Tomuș, Mircea Vânsile, Gărge Grigurcu, Gamil Chifu, Gamil Dimisian, Valentin Tașcu, Aleș Ștefănescu, Ion Vartic, Paul Alețu, Marian Drăghici, Barbu Cioculescu, Adrian Dinurachieru, Șerban Foarță, Mircea Petean, Ilie Constantin, a venit special la Paris atunci, Nichita Danilov, Tudorel Uriar, Adriana Gheorghe, Mircea Adiacum, Ionar Dinulescu, Vasile Spridon, l-a și felicitat pe prietenul nostru și Marian Drăghici l-a felicitat și mai mulți dintre cei de față. Victor Știr, Nicolae Coandei, Liviu Ian Stoiciu l-a felicitat ieri, Mircea Braga,
Nicolae Țone, Ștefan Melancu, Viorica Răduță, Ovidiu Genaru, Daniel Cristian Enache, Emilian Matu, Constantin Cubreșan, a felicitat ieri, Aurel Rău, Aurel Pantea, Gabriel Coșovean, Ioan Moldovan, Ioan Holban, Ioan Lascu, Angelo Mitchievici, Gelu Dorian, Horia Gârbea, Sorin Lavric, Andrei Novac, Andreea H. Hedes, Gabriela Gherghișor, Liviu Capșa. E o listă, trebuie să recunoaștem împreună, impresionantă. Deci, Slava Diceni s-a impus și de ultimele 6 ediții se bucură ca juriu de președinția președintelui meu, încă în funcție, domnul Nicolae Manolescu, și a vicepreședintelui, prietenul meu de viață, Gabriel Chifu, care a sunat acum câteva minute, că de aceea am ieșit să vă felicit pentru sens, te felicit și pe tine, o să te duci la el să-l vizite la Odinea Literară. A sunat, a avut această grijă, îl sunea dimineață și era într-o ședință și mă sună acum câteva minute. Oricum, seriile nu vor ceda niciodată, cum să zic, în favoarea nimănui. Cred că întotdeauna vor fi selecții foarte dure și la cel mai înalt nivel. Semne rămân cu adevărat serci, nu nopți. Nopțile o să le țină Putin, praic, de Rusia, în România, în niciun caz. Mulțumesc! Deci, ultimul poem, ultimul de astăzi, cum a spus Pirache, sper să... Mă refer la nopțile albe de la Rostov. A fost scris la câțiva ani de la sosirea noastră în Canada și mă gândesc că e reprezentativ stării mele dintotdeauna până la urmă. Trăiesc la prezent. Trăiesc la prezent viața noastră, viața mea nouă, indefinită, bucurându-mă și lipsindu-mă totodată de cei dragi. Îmi fac zilnic promisiunea că voi face pace cu mine însămi și mă voi reapuca de scris, ca de un fel de fitness intelectual. Visez un roman despre arta reușită în exil, dedublată de senzația plăcută că aș călători încă în țara mea. Acolo, unde mă puteam dezvârca de mine însămi, în cel mai simplu și curat limbaj românesc. Noua mea identitate măsărută cu un aer realistic pe frunte. Îmi așează pe limbă cuvinte, bilingve. Mă îmbrățișează cu sentimentul larg că sunt la mine acasă, în noua mea țară, asimilată de visul alb, ce împarte cu dărnicie la toți conflicte interioare. Îmi place din ce în ce mai mult să călătoresc, să aflu lucruri noi, să le experimentez, gătesc românește. Vorbim amestecat, adaptați la o lume de sporturi extreme. Mă războiesc duios cu cei ce m-au uitat. Copiii mei au devenit canadieni înainte de vreme. Uneori privesc cerul și mă întreb, oare mama mea, bunicile mele, sunt mulțumite de mine? Poezia mi-a dăruit piramidă cu scară la stele. Patria mea este în aer, în vis rădăcinile mele.